România ar urma să primească aproape 800.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare a estimat că dozele ar trebui să ajungă în țară după data de 9 februarie. Așteptăm ca după data de 9 februarie să avem primele doze care ajung și în România. Pentru luna februarie, circa 750.000, aproape de 800.000 de doze alocate, însă prima tranșă din ceea ce se estimează va fi undeva după 9 februarie. Medicul spune că noile doze de vaccin vor permite deschiderea altor centre de vaccinare decât cele deja existente. Nu avem un calendar exact confirmat nici pentru AstraZeneca. Am solicitat acest calendar tocmai pentru a face un plan cât se poate de bine pus la punct în perspectiva deschiderii din data de 9-10 februarie a noi centre de vaccinare, a noi cabinete de vaccinare care să permită programarea altor persoane în vederea vaccinării. Coordonatorul campaniei de vaccinare a adăugat că în următoarea perioadă se prioritizează vaccinarea profesorilor, pe lângă vaccinarea vârstnicilor. În mod deosebit, trebuie să vă spun și cred că e important, ne dorim vaccinarea cu prioritatea personalului din învățământ, sigur alături de alte categorii de persoane la risc prin natura profesiei și incluzând aici și personalul, persoanele la risc să dezvolte forme severe, vârstnici.